Un verset din Biblie și meditația zilei. Fiți binecuvântați, iubiți frați și surori într-un Hristos Domnul. Lăudați pe Domnul că este bun, că în viac este mila Lui. Versetul zilei de astăzi îl găsim în Evanghelia după Marcu, în capitolul 11, cu versetul 22. Să ascultăm ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și răspunzând, Iisus le-a zis, aveți credință în Dumnezeu. Știi că El e începutul și de atunci ai fost văzut. Când a fost creat trecutul, Dumnezeu te-a cunoscut. Nu e nicio întâmplare, nu există explicație. Dumnezeu e acela care te-a făcut a sa creație. De la El avem credința și făptura minunată. El ne-a întipărit ființa veșnic binecuvântată. De la El avem cuvântul cu privire la trecut. El ne dă discernământul marelui necunoscut. De aceea crede, frate, ca să nu te ieie somnul. Crede numai și ascultă. Iată ce vorbește Domnul. Până când tot fugi de mine? Până când mă ocolești? Până când îți umpli mintea cu deșertăciuni lumești? Până când mă lași afară? Neprimindu-mă în gând, până când să-ți bat la ușă, spune-mi oare, până când te-am eliberat de patimi, te-am spălat printr-un botez, te aștept de mult în lacrimi, inima să-ți cercetez. Dar tu fugi mereu de mine, să mă cauți, niciun gând, tot aștept să stau cu tine și mă întreb, dar până când? În zadar crezi că ești bine, în zadar crezi că trăiești, în zadar îndemni pe alții, în zadar te ostenești. Dacă nu vorbești cu mine, în cămară, în rugăciune, totul e ca pleava în aer, totul e deșertăciune. Ce te temi să stăm de vorbă? Crezi că o să-ți cer ceva? Tu știi slava mea din ceruri? Tu știi bogăția mea? N-am nevoie de la tine nici măcar de un vârf de ac. Nu sunt toate ale mele? Oare nu chiar eu le fac? Vreau ca întreaga ta ființă să rămână credincioasă, căci pe acei ce au credință îi voi lua la mine acasă. Stai aproape lângă mine, căci iubirea ce se arată, ce o pun acum în tine, este necondiționată. Atunci binecuvântatul om din vechiul răsărit va sta lângă împăratul veșnic și desăvârșit. Binecuvântați cuptorul, binecuvântați durerea, căci prin ea învățătorul
pregătește învierea. Omul, când e în suferință, ca să-și apere spinarea, chiar de-ar fi avut credință, vinde binecuvântarea. Tu ești unul din aceia. Dacă ai fi un corp lovit, tu ți-ai lepăda scânteia pentru a fi tămăduit? Nu-mi spune. Știu răspunsul. Dacă am fi mai credincioși, nu ne-am teme de durere și am fi mai bucuroși. Pune-ți astăzi întrebarea. Ai dori să mergi în rai, dar înainte de aceasta, spune, ce credință ai? Doamne, dacă în suferință treci pe frați și pe surori, dă-ne Tu la toți credință să ieșim biruitori. O secundă, stinge teama, spune-i lui durerea ta, spune-i, Doamne, pune-ți mâna astăzi peste viața mea. Tu ai fost mereu cu mine, iar atunci când am picat, mâna ta vindecătoare m-a atins și m-a salvat. Doamne, dă-mi credință mare și putere să aleg calea ta unde e soare, ca să pot să înțeleg că nu pot mereu alege doar ce-mi place mie aici, căci Iisus, El te culege ca să poți să te ridici. Am văzut că El lucrează prin ai Săi copii iubiți. Vreau doar să vă mai spun și vouă, ca să vă mai pregătiți. Nu alegeți voi, ci Domnul, căci El știe mult mai bine. El a știut și a voastră roadă, căci a știut și pentru mine. Și în final, să nu vă temeți, fiindcă Domnul vă iubește. Folosiți-vă credința și Iisus vă folosește. Amin. Iisus Hristos cu voi, cu toți. Amin.